Ordolus intră pe piața din România cu stații meteo inteligente destinate fermierilor. Aplasarea unei astfel de stații meteo cu inteligență artificială este simplă și rapidă. Stația noastră are 6 senzori de la care ne luăm datele. Avem senzorul de viteza vântului plus rafale. Aici avem 3 senzori, senzorul de presiune aerului, temperatura aerului și umiditatea aerului, senzorul de precipitații, plus acesta este senzorul de temperatura solului. Stația noastră funcționează cu un sistem de GPS și GSM și avem și panoul solar care reîncarcă bateria. Datele pe care senzorii le recepționează sunt stocate online și pentru a le consulta este nevoie de aplicația Cordulus. Cordulus, firmă producătoare de stații meteo inteligente, este parțial deținută de cel mai mare conglomerat agricol din Scandinavia și este prezentă în peste 21 de țări din întreaga lume, cu peste 3.000 de stații meteo active. Modelele meteorologice obișnuite fac previziuni pentru rețelele mari, care nu pot ține cont de natura hiperlocală a vremii și nici nu pot fi folosite de fermieri ca să-și planifice activitățile agricole de zi cu zi. Previziunile Cordulus, lider de piață, combină cele mai bune servicii de prognoză meteo cu propria noastră tehnologie, unică în piață, creată cu ajutorul inteligenței artificiale. Am colectat peste 730 de milioane de pachete de date de la stațiile Meteo Cordulus și astfel am reușit să creăm un program care depășește orice altă alternativă din punct de vedere al preciziei datelor. Cordulus oferă de asemenea și prognoza meteo pe 14 zile, un panou cu momentul optim de stropit, unde 3 factori sunt luați în calcul, precipitațiile, evapotranspirația și vântul. Cordulus nu oferă numai date, ci sarcini concrete, după care fermierii se pot ghida. Fiecare stație preia măsurătorile curente. Acestea sunt introduse în programul cu inteligență artificială și în acest fel este creată prognoza pentru fiecare locație unde este amplasată stația. Fermierii pot beneficia de stațiile Cordulus în regim de abonament. Cordulus a început expansiunea în România alături de 3 distribuitori, Romtec, Agricrops și Pedro Group. Ce este diferit la stația Meteo Cordulus este faptul că vine cu un nou concept în România, acela solicitat de altfel de mult timp de fermierii din România, cu închirierea. Practic, fermierul nu mai trebuie să plătească stația, doar o închiriază pe un an de zile, având acces la date, la toată partea de digitalizare. La prețul a unei cafele pe zi, poți avea o stație meteo profesionistă, cu acces la inteligența artificială, la date.